Salut și bine ai venit sau revenit pe acest canal. Pentru că sunt la cimitir, la tatăl meu, și am făcut câteva pachete și am văzut că clipul trecut cu ce pun în pachetele pentru cimitir, parastas, Paștele Brașinilor, a avut multe vizionări și practic lumea s-a uitat, este curioasă. Am să vă arăt și ce am pus de data aceasta în pachete. Eu menționez că sunt în Constanța, în oraș. Precizez asta pentru că și în județul Constanța, de exemplu, în alte localități este diferit față de din oraș, ca să zic așa. Ca să zic pe scurt, sunt la tatăl meu, la cimitir. Cum să zic? De-a lungul timpului, în fine, a decedat când aveam eu 5 ani jumate, deci acum 30 ceva de ani. În fine, ideea este că de-a lungul timpului am tot fost înconjurată de astfel de evenimente și de obiceiuri. Vreau să zic că am luat parte la obiceiuri care diferă de la localitate la alta, chiar în județul nostru, și știu că diferă foarte mult și în restul țării. De exemplu, în vest sau în alte, în București, de exemplu, știu că sunt alte obiceiuri. În fine, precizez asta ca să știți. O să vă arăt ce am pus în pachete de data aceasta, în ianuarie 2023. Aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine. Mi-am pregătit aici ce vreau să pun în pachete. Nu sunt toate la fel. O să vă arăt la fiecare în parte ce m-am gândit să pun și cum am gândit cui să îi le dau. O să începem cu prima pungă pe care vreau să o fac. Și am aici o sticlă de bere de 330 de mililitri cu alcool, o pungă cu biscuiți cu brânză, m-am gândit că merg bine cu bere, și o pungă cu alune, tot la fel, pentru bere merg niște alune, o portocală, un 3-in-1. Și aici am mai multe tipuri de bomboane. Am bomboane așa cu jeleuri, am bomboane cu cafea, cu alcool și cu ciocolată. Așa. Și asta este primul pachet. Am uitat să pun lumânările. Stați așa. Da, și câte o lumânare din această pastilă mică. Cei drept nu am acum chibrituri. Și dacă o să ajung la Lidl să cumpăr, o să pun și câte un chibrit, dacă nu, rămâne așa. Și asta este un pachet. Aș vrea să pun, nu știu, orică o conservă de pește sau niște pateu, dar am zis că dacă pun așa, trebuie să pun și pâine. Mă complic mai mult. Momentan zic că este ok așa pentru luna aceasta. Al doilea pachet. Am un corn magic, o să-l pun așa, un suc, asta m-am gândit pentru un copil, o banană, o napolitană cu cocos, un 3-in-1, că sigur are și un părinte, și la fel bomboane. Am bomboane cu jeleuri, bomboane cu cafea, cu ciocolată și încă una așa dintr-o cutie de ciocolată rămasă. Și lumânare. Și ăsta este pachetul cu numărul 2. Am așa două. Pachetul cu numărul 3. Am o cutie de Freeway cu lămâie. O să pun o picioare. Un pachet de biscuiți cu brânză, cracker și aceștia. Un corn. O portocală. Un 3-in-1.
o napolitană Roger, vreau să zic un Roger, așa, și ciocolată, bomboane de ciocolată, diferite arome și o lumânare. Bun. Pachetul cu numărul 4. Ce am? Am un pachet de crackers cu brânză, un pachet de alune, o banană, o napolitană Roger din asta. Sunt diferite. Napolitanele sunt diferite. Alunele și cu biscuiții le-am luat de la Metro și le-am luat în folie. Au fost câte 4 sau 6 și le-am pus și de asta vreau să le fac cumva diferit. 3 nu la fel. Le-am luat de la Metro, o cutie mare și pun. Aici nu am băutură. Aș putea să pun, de exemplu, încă o bere. Dar m-am gândit să pun un plic de ceai, să văd dacă mai pun încă unul. O lumânare. Și la fel bomboane, diferite arome. Acestea sunt pachetele. După cum ați văzut, sunt cumva diferite, adică nu am vrut să fie toate la fel, nu știu de ce nu-mi plac lucrurile la fel, am observat mai de mult, nu-mi place să fie totul la fel, vreau să fie diferit și de-aia pun și o sticlă de băutură cu alcool, suc, un suc diferit. Inițial am zis că fac 3 pachete și de asta n-am luat decât 3 băuturi. Vai, aici puteam să mai pun o bere, dar am pus ceai, eu zic că este ok. Mai ales acum că lumea este oricum după sărbători, vine și Sfântul Ion și sunt toate multe preparate. Sunt multe preparate, mâncă mult și diverse. Astea așa sunt ambalate, o să țină mai mult și le mănâncă fiecare când vrea. Aici vreau să vă arăt cum stă lumea și așteaptă pachete pe o parte și pe alta. Sunt diverse persoane, femei, bărbați. Am impresia că fiecare are locul lui. În partea cealaltă de cimitir erau mai mulți și erau așa, la două morminte era câte o persoană. Mi s-a întâmplat să-i văd cum pleacă și cu taxiul câteodată, depinde fiecare cum are noroc. Iar la intrarea principală în cimitir stau preoții și dacă ai nevoie poți să iei de acolo, merg la mormânt, fac slujba fără să vorbești înainte sau să faci o programare. V-am pupat și aveți grijă de voi!